Se deschide în Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 14, de unde voi citi versetul 15. Luca, capitolul 14, versetul 15. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis: ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Fie binecuvântat acel Dumnezeu care este împărat din veșnicie în veșnicie. Lui am învățat să ne rugăm și să dorim să vie împărăția Lui. Vă dorim tuturora să aveți parte de ea. Și vreau să privim în această seară, în mod deosebit în Evanghelie, la spusele Domnului Iisus și să vedem cine va avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Consider că este un subiect care ne interesează și, așa cum a exclamat acest om, cred că suntem și noi de aceeași părere. Ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă amintesc de la început că împărăția lui Dumnezeu a fost subiectul central al predicilor Domnului Iisus. Când a început să vestească mesajul pentru care a fost trimis, spune Scriptura, Matei 4:17, de atunci încolo Iisus a început să provodoiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. Fac și mențiunea că în Matei apare împărăția prezentată a cerurilor și în Luca împărăția lui Dumnezeu, dar evident e vorba de același lucru. În Luca, ca să luăm și din cealaltă evanghelie, spune Cartea Sfântă, capitolul 9, versetul 11, noroadele au perceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu. Chiar și după învierea sa, citesc Fapte, capitolul 1, Domnul Iisus a avut același subiect. 1:3, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-se-le deseori timp de 40 de zile și vorbea cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce de asemenea trebuie să menționăm de la început e că vorbim despre împărăția lui Dumnezeu unor oameni care nu fuseseră acolo, care, așa ca și noi și toți oamenii de pe pământ, pricepem greu lucrurile din cer, Domnul folosea pildele în exprimare. De aceea citim în Evanghelia după Marcu, de exemplu, la capitolul 4, spune în versetul 30, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu? Și foarte frecvent întâlnim în Evanghelie expresia împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu una, cu alta, o imagine, alta. Din aceste imagini, vreau să ne cercetăm, privind la spusele Domnului, la ilustrațiile pildelor, ca să vedem în această seară care este șansa noastră de accedere în împărăția lui Dumnezeu. Mai fac de la început mențiunea că pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu nu sunt condiții preliminare. Adică nu există o preselecție pe care cineva să nu o poată trece. Spunea Scriptura încă din Isaia 55, veniți și cumpărați, chiar și cel ce nu are bani. În pilda din Matei 22 este scris că au putut aduna în odaia ospățului de oaspe și buni și răi. În pilda celor poftiți la cine, Luca 14, este scris că a fost trimis robul să aducă și handicapați. Numai să se umple casă. Ce să mai spunem, este scris în Ioan 3:16, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca nimeni să nu piară, ci toți cei care cred să aibă viața veșnică. Este clar că nu sunt condiții preliminare. Adică nu contează că cineva nu are școală, că nu are multă pricepere. E scris în Isaia 35 că în drumul ăsta spre rai și fără minte te poți duce. Nu contează din ce neam ești, ba încă din potrivă, scrie în Apocalipsa 5:10 că la împărăția asta chiar și-a propus Domnul Iisus să adune din toate neamurile. În Hristos nu există bărbat sau femeie, că-i rob, că-i slobod, nu există condiții preliminare. Cineva să fie eliminat din start, așa ceva nu există.
Dar așa se merge de avalma până la intrarea în rai? Și tot așa se intră? Împărăția se ia cu năvală. Adică oricine are drept, are acces. Vreau însă să ne uităm și să ne cercetăm în lumina cuvântului scris cum putem să ajungem la fericirea prezenței în împărăția lui Dumnezeu. În primul rând, observăm din Scripturi, în mod deosebit din Evanghelie, din spusele Domnului, din pilde, că în împărăția lui Dumnezeu vor intra numai oameni aleși. Și asta rezultă din mai multe pilde. În Matei capitolul 13 apare pilda neghinei. Stăpânul a semănat sămânță bună, dar între timp un vrăjmaș a semănat și sămânță rea și astfel ogorul era mixt. Știți că robii au vrut să facă selecție mai devreme, nu s-a permis, și în tâlcuirea pildei scrie de la versetul 41, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și îi vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vărșesc fără de lege. Și îi vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și aici apare criteriul de selecție. Versetul următor, 43. Atunci, nu acum, atunci, cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Și sesizarea, cine are urechi de auzit, să audă. V-am spus, condiții preliminare nu există. În ogor, în biserică, pot să fie oameni diferiți. Dar final, îngerii vor veni și vor despărți după simbolul grâul separat de neghină. Îi vor alege pe cei neprihăniți, vor fi împodobiți cu slavă cerească și vor avea parte din împărăția lui Dumnezeu. Aceeași ideea selecției rezultă și din pilda de pe aceeași pagină, versetul 47. Împărăția celor, despre asta vorbim, se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare. Deci, într-o primă fază, sunt la grămadă. Numai că după ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șez jos și aleg. În împărăția lui Dumnezeu se intră în urma unei selecții. Aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Cu siguranță că am vrea să fim dintre cei admiși, așa-i? Care este criteriul de admitere? Vă citesc și din spusele Domnului Matei capitolul 6, versetul 33. E aceeași idee și ușor de reținut și îndrăznesc să spun că nici nu e greu de împlinit. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Dar observați, nu se încheie sau nu trece mai departe ideea, spunând că dacă noi căutăm împărăția lui Dumnezeu, lucrurile materiale necesare vieții ne sunt asigurate. Este trecurat aici, la mijloc, un secret. E, dacă vreți, spun asta pentru surori, dar și noi ne hrănim cu ceva ce e delicios. Asta e crema de la mijloc între cele două foi. Și neprihănirea lui. În această condiție ne este asigurată viața pe pământ și ce e mai frumos, împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi vede pe toți cei ce vin, au auzit de rai și vor să ajungă. Nu, cine nu vrea viața veșnică? Numai că Dumnezeu a lăsat în înțelepciunea lui lucrurile în așa fel încât a pus o poartă lată și un angust. Dar ambele, când te uiți, mergi spre rai. Sau crede cineva că poarta și calea cea îngustă nu este foarte aproape de poarta cealaltă și de calea cealaltă? Aș îndrăzni să spun că sunt, ce privește porțile, una lângă altă. Spune aici în Matei capitolul 7, citesc de la versetul 13, intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta și lângă ea. Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea
Și de fapt asta e toată selecția între calea îngustă și calea lată. Preselecția, poate mai exact spus. Pentru că Dumnezeu, v-am spus în înțelepciunea Lui, ne cercetează să vadă, vrem să trăim cu El o veșnicie? Și noi toți am spune, Doamne, vrem, cine nu vrea să scape? Știți, mergeau oamenii la Ioan Botezătorul să fie botezați și El i-a surprins. A zis, voi ce vreți, să scăpați de mânia viitoare? Cu alte cuvinte, ar fi trebuit să răspundă sincer, da. Ei, atunci, înțelegeți că acolo, zicea El, eu vă botez cu apă, dar după mine nu sunt eu șeful cel mare. E unul care eu nici nu pot să mă pun alături de El. Același are lopata în mâini, își va curăța reacul de asăvârșire, va strânge grâul în grânar, iar pleava rămâne pe din afară. Eu cred că Dumnezeu a gândit bine așa, nu degeaba spunea și Domnul Iisus, te laud, Tată, Doamne, că ai ascuns lucrurile de unii și le-ai descoperit la alții. Adică cei ce vor să trăiască nu doar o veșnicie, ci vor să trăiască o veșnicie după caracterul lui Dumnezeu, în modul lui de a fi, în principiile lui, pe aceștia Dumnezeu îi primește. Că Dumnezeu nu are lipsă de populație în cer, Dumnezeu are dragoste pentru sfinți, pentru oameni neprihăniți și pe aceștia îi dorește și îi va ține lângă El pentru toată veșnicia. De aceea scrie aici în Matei 7 cu versetul 21, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Nu doar cei ce o caută, ci cei ce o caută în dorința de neprihănire. Va mai mult spunea tot Domnul Matei capitolul 5, versetul 6, ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Și puneți versetul ăsta lângă primul care vi l-am citit, ferice de acela care va prânzi. Dar nu doar așa să dorești să prânzești, să te saturi, să fie pe gratis. Să dorești să prânzești, să te saturi de neprihănire. O să te sature Dumnezeu în sensul că vei trăi fără păcat pentru vecii vecilor. Vreți asta? A pus bine Dumnezeu problemele? Dar ar fi fost foarte greșit dacă punea taxă la rai, nu? Dumnezeu a pus condiția asta selectă. Vrei împărăția? Ea se dă la pachet cu neprihănire. Dorești să trăiești într-o asemenea condiție? Dumnezeu chiar că își dorește mai mult decât ne dorim noi. Slăvit să fie numele Lui. El ne-a iubit întâi și ne va dori să fim împreună cu El în împărăția Lui. Slăvit să fie Domnul. Ca să vă dau un exemplu cât de mult iubește Dumnezeu pe neprihăniți și vrea să fie cu ei, cu El în cer, vă citesc exemplul prezentat în Evrei, capitolul 11, versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Un astfel de om este luat, este dorit de Dumnezeu. Să ne ajute Domnul și nouă. Amin? Să nu uităm că selecția îi revine lui Dumnezeu. Ceea ce ne revine nouă este să ne silim și chiar dacă n-am atins cota de săvârșire în neprihănire, asta să fie dorința noastră de o viață. Noi, ceilalți care suntem credincioși de câțiva zeci de ani, nu ne lăudăm, vorba Apostolului Pavel, nu că am și ajuns de săvârșit, dar ne-am dorit încă și în 2015 să fim mai neprihăniți, mai sfinți decât în 2014. Și ne tot dorim până când Dumnezeu va împlini dorința, că scrie în Proverbe, dorința celui neprihănit este numai bine, slăvit să fie Domnul. O a doua posibilitate de a ne cerceta cum stăm cu șansele de a intra în împărăția lui Dumnezeu, acolo unde este cu siguranță ferice. Ne oprim la pilda din Matei capitolul 18. Aici un ucenic, Petru, se duce la Domnul, a avut ceva neplăceri cu fratea lui și s-a săturat să-l tot ierte. Și de la această necesitate de a ierta, scrie în versetul 23, de aceea, și vă rog să rețineți nicio altă pildă, nu mai începe în toate evangheliile cu expresia asta.
Pentru că pilda ce urmează are de-a face cu discuția asta, iertăm sau nu iertăm și până de câte ori, sau în ce condiții. De aceea împărăția celor se aseamănă. Cu ce? Cu un împărat care vrea să cheme toți datornicii și să-i pună să-și plătească datoria. Numai că niciunul nu are cu ce plăti, nici cel cu 10.000 de galben, din altă întâmplare rezultă că nici cel cu 500, nici măcar cel cu 50, și stăpânul așa e de bun, acest împărat, încât s-a hotărât să ierte pe toți. Binecuvântat să-i fie numele, că încă n-a obosit iertând. Așa că, v-am spus, nu sunt condiții preliminare, că ai păcate cu carul sau că ai numai cu plăsuța. Oricum, păcatele tale sunt în evidența ta. Astea sunt cu magnet la fiecare suflet, nu te poți scăpa de ele. Numai sângele Domnului Iisus Hristos te poate spala. Altfel poți să stai din orice unc cu hainele tale, dacă nu ți le spală, el n-ai acces la rai. Dar nu-i problemă cu spălarea. Domnul ne iubește și când stătea pe cruce și chiar cei care atunci îi făceau rău s-au rugat și a spus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și de altfel toți păcătoși de nepricepuți, ca să nu zic de proști, păcătuiesc. Dar problema este alta. Acest om a fost iertat de 10.000 de galbeni, o sumă imensă, iese afară, îl vede pe unul care îi datora o sumă infimă față de datoria lui, 100 de lei. Ce a făcut? A spus: ce har să fie iertat. Și eu spun repede: te iert. Așa a făcut? L-a luat de gât și l-a dus la închisoare. Dar ce a făcut stăpânul? L-a chemat înapoi și i-a spus, vă citesc versetul 32, rob viclean și vicleni în rai nu o să fie niciunul. Eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Vă dați seama ce simplu se iartă datoria la Dumnezeu. O rugăm și gata. E mare har. Dar auziți care e marea prostie? Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Sigur că se cădea. Cu atât mai mult. Și stăpânul s-a mâniat. L-a dat pe mâna chinuitorilor și încheie Domnul pilda cu cuvintele: tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Adică în împărăția lui Dumnezeu, e clar că vor intra numai oameni iertați. Dar de asemenea, în egală măsură, vă spun că vor intra numai oameni care au învățat să ierte și au iertat din toată inima. Și a ierta din toată inima înseamnă a iubi fără nicio reținere. Pentru că Dumnezeu este dragoste și în rai voi intra numai oameni care pot să iubească pe toți cei ce vor participa la împărăția lui Dumnezeu. Stați bine cu dragostea, cu iertarea celor ce v-au supărat? În viața mea de slujire am întâlnit uneori oameni și uneori am și ajuns să întreb: oare ce e mai greu, să te ceri de iertare sau să ierți? Două chestiuni care am putea spune că sunt foarte simple. Se rezolvă din două fraze, sau dintr-o singură frază, dacă o știi să o formulezi. Și totuși, în fraza asta își împiedică mulți limba de șfrâng cu suflet cu tot. A spus Domnul rugăciunea Tatăl nostru că ne iartă după cum iertăm, și a fost singurul aspect asupra căruia a revenit Matei 6 cu 14, 15 și a pus-o în mod bivalent. Dacă iertăm, ne iartă, nu iertăm, nu ne iartă. Pe cei din familie, pe cei din societate, să zic și din frățietate, pentru că în împărăția lui Dumnezeu atmosfera trebuie să fie de așa natură încât acolo Domnul Iisus nu va imputa nimănui să spună: pentru voi am chinuit eu pe pământ, sub nicio formă. Nici Pavel, care a zis în Coloseni 1, împlinește ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica, nu va imputa niciunuia.
Și niciunul din cei ce va ajunge acolo nu va băga de vină nimănui. Pilda cu fiul risipitor o știți, da? Primul a fost bandit, adică cel mai mic era de fapt. S-a întors căindu-se. Al doilea nu vrea să intre în casă. Dar aici nu e vorba de a intra în casă. Dacă aducem lucrurile în imaginea noastră, e vorba de a nu intra în rai. Pentru că aici este secretul accederii în rai. Dumnezeu ne iartă de tot ce am păcătuit și poate să o facă în această seară, numele Lui să fie binecuvântat. Și-i scris că e ferice de acela cu fără de legile iertate și cu păcatul acoperit. Vrei să te duci fericit în seara asta acasă? Vezi, nu cumva să ieși în parcare, să te lovească unul și te gândești tot la el până acasă. E ca și cum n-ai fi beneficiat de nicio iertare în seara asta. S-ar putea să fii ispitit mâine, să te supere cineva, să nu faci greșeala asta. Spune Scriptura într-un mod foarte clar, vă citesc două referințe biblice, Efeseni, capitolul 4, cuvintele Apostolului Pavel, versetul 32, dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos? În aceeași idee le scria și Colosenilor, capitolul 3, versetul 13, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă, îți vine să formulezi reclamații. Iertați-vă unul pe altul după aceeași măsură. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Cât de iertați vom intra în rai, de aceeași calitate trebuie să fie iertarea care ne-o acordăm unii altora. Așa e atmosfera în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu iertarea noastră de aceeași calitate ca a Domnului și n-ajungem să iubim cum ne iubește El. Să zic ce spunea Domnul către Nicodim, cu niciun chip pot să zic și nu greșesc. Dumnezeu să vă dea har să puteți ierta. Amin. Îmi spunea un bărbat a cărui soție o declara după câțiva ani că l-a înșelat. Frate, atât e de greu să trec peste asta. Și am întrebat, dar tu n-ai predicat vreodată de iertare? Ba da, dar aceea e simplu. Dar să mă înșele, să mă mint atâția ani? Da, vedeți, avem nevoie să ne schimbe Dumnezeu natura. Avem nevoie să-L înțelegem pe Dumnezeu, să-I spunem, Doamne, Tu cum ai putut ierta pe toți? Doamne, Tu cum poți să le dai raiul la ăștia care Te-au supărat? Dă-ne și nouă, Doamne, inima asta. Că numai așa ne vom bucura în Împărăția lui Dumnezeu, dar dacă nu e așa, nici nu vom ajunge. Pe pământ este răspunare, este drept la replică. În rai nu există astfel de noțiuni. În rai nu se pomenește despre păcate. Acolo este numai dragoste din abundență, mărit să fie Domnul. Și iar întreb, a gândit bine Dumnezeu lucrurile. Așa de bine le-a gândit să rezolve totul dincolo și de poartă, ca dincolo să nu mai aibă probleme. În rai nu se mai fac ședințe. Tu-l ierți, tu ești de vină, tu ești de vină. Am scăpat de astea, Doamne, fi slăvit. Cred că o să bucure și Moise, că până era în pustie, de dimineața până seara avea de lucru cu ei, din păcat. În rai nu intră numai în păcat. Așa că să vă ajute Domnul să nu treceți de ușa asta. Așa de tare să știți că nu treceți de ușa aia, încât de ușa asta să nu mai treceți până nu vă împăcați. Dumnezeu să vă dea înțelegerea asta în părăției sale. Amin. Amin. În al treilea rând, o altă importantă lucrare și mod în care pune Domnul Iisus lucrurile în ce privește accederea în Împărăția lui Dumnezeu. Mă opresc la pilda din Matei capitolul 13, de la versetul 42. Sunt două pilde în aceeași idee. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă. E drept că e ascunsă, că nu se vede. Omul care o găsește sau omul care o caută, cum scrie în pilda următoare cu negustorul, apare aici un element comun, versetul 44 și 46.
De bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Se duce și vinde tot ce are și cumpără mărgăritarul acel. Împărăția lui Dumnezeu este o chemare sau, dacă vreți, este o investiție la care Dumnezeu își cere să fii gata să investești tot, să renunți la tot, să te lași prelucrat de tot, născut din nou, să fii cu totul și cu totul altfel. Suntem noi gata să plătim totul pentru împărăția lui Dumnezeu? Și să nu spună cineva, dar asta nu intră în conflict cu ce ați afirmat la început, că nu sunt condiții preliminare? Nu sunt condiții preliminare, că dacă nu ai nimic, nu mai trebuie să plătești nimic. E vorba de cine are. Și de fapt nu e vorba de a renunța, biserica nu confiscă, Dumnezeu cere să ne lepădăm și să fim gata, dacă s-ar pune problema, să ne gândim că pe pământ sunt zone unde e persecuție crudă, ceea ce este în statul islamic. Undeva în nordul Nigeriei este ceva asemănător, sau în Coreea, sau alte state. Ce înțelegem de aici? Că atunci când pornim spre împărăția lui Dumnezeu, trebuie să facem un calcul la care am fi gata să jertfim orice. Bunuri, relații, în fond dacă se cere viață, poate nu ți se vor cere nici acestea. Poate vei putea să mergi liniștit, măcar că, într-un fel sau altul, tot vom fi testați să se vadă, suntem legați de ce lăsăm în urmă sau ne atrage ceea ce ne așteaptă înainte. De ce a ținut Moise ca evrei să nu lase nici o oiță în urmă și nici absolut nimic în urmă? De ce? Bieții evrei pe drum s-au gândit și la ce rămânsese mâncat, dar dacă mai era ceva de mâncat sau de luat. Noi suntem legați de ceea ce avem. Și este un secret că Dumnezeu ne cunoaște, că El ne-a plămădit. Și ce am mai păcătuit între timp cât am ajuns noi de suciți, tot El ne știe cum ne putem răsuci înapoi să devenim drepți. Spunea Domnul, citesc Luca, Matei 6, versetul 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Vă rog să vă imaginați omul ăsta din pildă care a găsit o țarină cu o comoară. Era un secret. Și a dat seama că acea comoară face mai mult decât tot averea lui. Și s-a dus să-și vândă, vă rog să vă imaginați cum ați fi să o vindeți dumneavoastră, și casa, și mașina, și numai bicicleta, care are numai bicicletă, și sculele, tot ce are, nu? Vin și orga și tot, și haine, lași numai ceva minimal. Să vândă tot și să-l întrebe ceilalți, ce-i cu tine? Vreau să cumpăr o țarină. Bun, dar renunț la tot? Da. Știți ce s-a întâmplat cu tânărul bogat care voia și el să moștenească viața veșnică? Unde s-a împotmolit? Citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 10. A spus, asta, asta și asta fac. Auzi, pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, nu-i destul doar să te silezi să fii om credincios. Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici să pornească la drum și cu riscul dacă pierd tot, ca să nu se uite înapoi, să nu cumva la vreo negociere să li se pare că e prea mult, ca să ajungem cu siguranță în împărăția lui Dumnezeu. Și de altfel, ce avem aici, așa e că în final tot le lăsăm. Ascultați ce îi spune Domnul, versetul 21. Iisus a uitat țintă la el, l-a ochit până în adâncul inimii, i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai. Dă la săraci, că poate de vândut nu termina repede de vândut, da? Și n-o vândut dimineața, putea da după masă la săraci, până seara puteam plici, a spus Domnul. Și vei avea o comoară în cer, apoi vină și urmează-mă. A fost gata acest om să facă asta? N-a fost gata. Nu știu ce s-a ales de el. Părerea unora putea să devină un ucenic. Oricum, când au venit romanii cu asaltul lui Titus și s-a dărâmat tot, n-a mai rămas nici din averea lui, ca din templu, piatră pe piatră, și tot s-a pierdut. Dragii mei, n-am vrea ca să vă angajăm să porniți la drum
și să vă împotmoliți pe undeva. Noi vrem să vă arătăm cum să ajungeți cu siguranță în Împărăția lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să fii gata la o adică, să renunți la tot. Vă citesc asta din Evanghelia după Luca, capitolul 14. Versetul 25. Împreună cu Iisus mergeau multe în oraș. El s-a întors și le-a zis: ați venit după mine, mergeți spre rai. Foarte bine, dar ascultați-mă ce vă spun. Dacă vine cineva la mine, versetul, să scurtăm, versetul 33. Oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Dar, cum vă spuneam și de tânărul bogat, nu știu cum se face, dar avem lucruri de care așa suntem delegați. Asta de mici. Este câte un copilaj, dacă iei o jucărie, n-ar plânge așa numai dacă ar muri tata și mama. Unul care e mai mărișor, să iei telefonul lui sau laptopul lui la care o ținut, sau un altul, să iei ceva, sau să-și piardă cineva un post, sau să nu-și termine poate o școală la care a ținut, o diplomă pe care a răvnit-o. Repet, s-ar putea să nu ți le ia nimeni, dar ia tu un calcul că dacă ți le ia, să nu stai în loc și nici să nu te uiți înapoi, ci să fii gata să mergi spre Împărăția lui Dumnezeu. Frații noștri din zona asta islamică pleacă, am văzut recent o imagine pe internet, nu cu mașina cu portbagajul plin, ci cu cecurile, că radicalii ăștia au luat și banca cu tot ce avea acolo. Cu ceva plăsuțe în mână, cu ce au scăpat bărbații, mămicile, ce să-și mai ia plăsuțe, că de-abia au luat copilași. Să lași tot? Dar ce credeți, la ăștia care au ajuns să lase tot, nu le va da Domnul tot în Împărăția Lui? Nu vede Domnul ceea ce pierdem noi aici? Vreau să înțelegeți miezul problemei. Să nu puneți problema, dar ce, Dumnezeu nu-mi poate păzi casa? Dar Dumnezeu nu e interesat de casă sau de apartament, Dumnezeu lucrează la inimile noastre. Pe Dumnezeu îl interesează să vadă, suntem noi transformați, prețuim noi eternitatea. Ne dăm seama noi de rostul lucrului că asta strecătoare. Înțelegem noi ceva când spunem: Doamne, vie Împărăția Ta? Sau ce ne gândim atunci? Că în Împărăția lui Dumnezeu România va fi un regat de seamă, nu? Și noi rămânem tot naționaliști. Nu! Toate de aici se vor spulbera. Și ceea ce avem sunt doar așa de tranze, de unică folosință. Dar adevărata valoare este Împărăția lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, dragii mei. Fiți gata, dacă este cazul, să pierdeți orice. Nu stați în loc, nu le apreciați, nu vă gândiți la asta. Unde-i comoara, acolo este și inima. Ce înseamnă? Acolo e concentrarea intelectuală, acolo este frământarea, acolo este pasiunea. Și când nu suntem gata să se le punem pe astea undeva în spatele nostru sau să le dăm la o parte pe lateral, aș spune, noi nu vom alerga cu succes prin Împărăția lui Dumnezeu. Știți ce spune Domnul Iisus la un moment dat, vorbind despre problema averilor? Marcu, capitolul 4, versetul 18 și 19. Alții sunt împătrișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, chemarea la Împărăție, dar năvălesc în ei, auziți, grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri și neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor, adică n-ajunge la coacere, n-ajunge la capăt de drum. Să ne ajute Domnul să nu fim oameni materialiști, să nu fim oameni orgolioși, ci să fim smeriți oameni cu lepădare de sine. S-ar putea Dumnezeu să îngăduie într-o situație ca la Iov, să ajungi fără ele. Nu vedea Dumnezeu toate acelea? Credeți că Dumnezeu i-a aprobat așa cu sânge rece la diavolul să ia totul la Iov? Drept dovadă că mai târziu i-a dat dublu, că asta i-a dictat inima lui Dumnezeu și nouă ne va da tot ce ține de veșnicie, slăvit să fie Domnul. Așadar, fiți încredințați că Dumnezeu nu vrea să ne ia, vrea să ne dea. Numai că vrea să învățăm ce valorează. Aici este secretul. Și închei și ideea asta. Cum și-a vândut omul care a găsit comoara tot ce avea? De bucurie. Dacă le vinzi de silă,
Sau te uiți în urmă la ele și ziceam, dragul meu, un rai nu se povestește nici de păcate, nici de averile ce au rămas. Eventual, dacă ți-l dragi, trimite-le înainte. Dacă chiar ții la ele și la sufletul tău. Dumnezeu vrea să avem o altă viziune, o altă abordare a lucrurilor. Nu una materialist, nu una legată de pozițiile acestei lumi. Pentru că adevăratele valori sunt acolo în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne cerceteze cu astfel de gânduri nobile. Amin? Amin. În al patrulea rând, sunt alte pilde care surprind împărăția într-o altă ipostază interesantă. Vă citesc Luca 19, de la versetul 11. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă. A fost nevoit să o spună. Dar de ce? Pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Dacă i-ar fi luat un interviu la ucenici, pe când crezi că se inaugurează împărăția lui Dumnezeu? În săptămânile astea. Și ca să-i mai potolească, trebuie să le mai spun o pildă. Și pilda asta, ascultați ce formulare are. Un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Și fac paralela cu pilda din Matei 25, pilda talanților, și vă citesc versetul 19. După multă vreme, stăpânul robilor acelor s-a întors și le-a cerut socoteală. Apoi, chiar că e de multă vreme, că e aproape de 2000 de ani și încă nu s-a întors. Bine a spus Domnul pildă că după multă vreme o să se întoarcă stăpânul. Dar aici apare cuvântul îndată altfel pus. Scris că i-a dat unuia 5 talanți, altuia 2, altuia 1, versetul 16. Îndată, cel ce primise 5 talanți s-a dus să-i pună în negoț. Adică împărăția nu s-a arătat cum credeau ei îndată, imediat. Până să vină împărăția, trebuie să ne apucăm noi în regim de urgență și îndată și să lucrăm în via Domnului. Amin? Pentru că Dumnezeu vrea, când ne duce în împărăția Lui, să ne așeze pe poziții de onoare și să ne răsplătească pentru ceea ce am făcut aici, pentru lucrarea Lui și în numele Lui. Bine a gândit Dumnezeu. Nu trebuie să ne mai calificăm acolo la locul de muncă. Ne califică aici și acolo direct ne așează pe poziții de slujire. Înțelept Dumnezeu avem, slăvit să-i fie numele. De când ești pocăit, frate sau soră, sau un altul care acum a aflat și el de împărăție. Știți că mai este în Matei 20 o pildă că a ieșit gospodarul dis de dimineață să-și angajeze lucrători. La ce te-a angajat stăpânul? Că împărăția lui Dumnezeu e condusă de unul care e bun gospodar. Dumnezeu nu are numai parcuri unde să se plimbe unii. Aleas pentru răsplată. Dumnezeu are poziții de slujire la care ne cheamă. Aici în biserică, după ce se termină slujba, rugăciune, cântare, predicare, mijlocire, îndemnare, ajutorare, slujire, în familii, la bătrâni, la orfani, atâta treabă este care n-are de lucru la Deva, numai să caute slujitorii, că ei au posturi libere. Și sunt activități. Eu m-am uitat pe harta regionalei Arad, nordul județului Hunedoara, e neevanghelizat. Și partea aia de județ ce e de către țara mea de origine, țara moților. Și uite că nici eu nu mi-am făcut datoria până am stat de partea cealaltă de deal, acum dumneavoastră stați pe partea asta la altă. În partea aia ogorului e nesemănat deloc. Este de lucru? Este. În toată lumea asta sunt atâtea zone unde s-ar cere, chiar zilele astea mă consumam cât de mult ar trebui să stăm în rugăciune, să mijlocim. Sunt cohoarte de demoni în văzduh și ar trebui să ne luptăm. Dumneavoastră care, dacă în seara asta, în zilele astea vă pocăiți, aveți ce să faceți, aveți deja câmp de misiuni la dumneavoastră acasă. Domnul a eliberat pe unul
de demonii care îl stăpâneau și știți unde l-a trimis? La ei lui, să-i spună imediat cum Domnul s-a îndurat de el. La colegii de la școală. La noi în biserică s-a întors la Domnul o soră, are vreo 50 de ani, urmă cu vreo 4 ani. Și zilele astea m-a sunat când sun la biserică, acum se pocăiește și soțul. Și printre altele îmi spunea, frate, mai îndrăznesc decât mine, nu se rabdă, la toți care întâlnește le spune, și eu mă pocăiesc. Și zice, are deja explicații, este motivat. Pentru că nu se poate să-ți placă împărăția asta lui Dumnezeu, să fii investit tot pentru ea, să-ți dorești să fii cu Dumnezeu și să stai nepăsător. Eu nu-mi pot imagina un sfânt cu gura închisă care nu poate nici vesti pe Domnul, nici nu se poate ruga în numele Domnului. Nu este normal să ții la această împărăție, să te rogi să vină, dar să nu contribui cu ceva la venirea ei. Și după multă vreme stăpânul s-a întors și l-a întrebat pe cel cu 5, ai făcut ceva? Frumoasă treabă. Ce i-a spus? Intră în bucuria stăpânului tău, spune Scriptura aici în Matei 25:21. Pentru că intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu-i doar o alegere între sfinți, între neprihăniți și ceilalți, cum sunt numiți în Matei 25. Intrarea în împărăția lui Dumnezeu se face cu ocazia unei repartizări pe posturi și a unor răsplătiri pentru activitățile care le-am desfășurat. Va putea cineva să spună, Doamne, eu am fost un sfânt, dar un sfânt liniștit, ca să nu zică un sfânt leneș. Știți cum l-a numit pe cel care n-a muncit? Versul 26. Rob, viclean. Acum, leneș, înțeleg și eu că a fost, dar spuneți-mi dumneavoastră ce a fost viclean. Cu alte cuvinte, nu-i corect. Nu-i corect Dumnezeu să-ți pregătească așa o împărăție, să ai parte de ea pentru vecii vecilor și tu de acum până vine Domnul să tragi chiulul. Nu-i frumos. Nu-i corect. De aceea Domnul când vine va primi în împărăția sa numai oameni activi, pentru că și acolo Dumnezeu nu ne va pune undeva într-un fotoliu să ne scufundăm, să ne rămână numai năsucul afară să suflăm bine. Nu, Dumnezeu are pentru noi activități. Și cine de acum nu-i place să facă ceva pentru Domnul, credeți că îl va duce Dumnezeu acolo? Că poate se pune pe treabă. Iar zic, bine o gândit Dumnezeu dinainte, să ne angajează oameni numai pe care îi testează. N-are condiții preliminare, angajează pe oricine. Citeam despre unul care vorbea așa mai gângaf, s-a dus la o bază de misiune și a zis, vreau și eu, nu știu cum a spus, să mă împart tractat. Și zice, ce tractat e împărțitul? O pasat așa cu indiferență, dar oricum fi nu zice, bine, lasă, dar nu-l scăpa de el. Și până la urmă i-a dat un braț de ele, du-te! Au avut cel mai mare succes în zona aceea. Și unul a zis, du-te și-l urmărește, cine și ce șmecherii face asta? Așa bâlbăit se ruga, numai că Dumnezeu aude. Și apoi așa bâlbăit dădea tractatele și Dumnezeu îl folosea. Pentru că v-am spus, nu sunt condiții preliminare. Au, nu poate spune cineva, eu nu am voce, nu pot să cânt. Nici o problemă, sunt și posturi fără voce. Eu nu pot să mă deplasez, sunt posturi locu. Păi altul va spune, eu pot să stau numai în pat. Auzi, Dumnezeu ți ascultă rugăciunile de acolo. Pune-ți o hartă pe perete și dacă nu poți să răscu degetul, uite-te cu ochii. Și prin Duhul te vei ruga pentru unul într-o parte sau altă. O, câte activități sunt, mămicile, dacă veți putea să pregătiți niște copii pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru misiune, niște fete care să cânte la corda așa cu toată pasiunea, când se ridică și cântă, să se audă și în împărăția lui Dumnezeu, sunetul să străbată și lumea văzduhului printre duhuri și să se știe că sunt sfinți care cheamă numele Domnului și care sunt o armată care lucrează.
Asta este împărăția lui Dumnezeu. O unitate sfântă intrată în activitate. Și Dumnezeu, și dacă nu e așa, convingeți-mă, nu lasă să intre în rai oameni care nu pot să dea socoteală de isprăvnicia lor. Și știți ce se cere la isprăvnicia fiecăruia? Vă citesc spusele Apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 4. Iată cum trebuie să fim primiți noi, ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici? Este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui, și zice Solomon în cartea Proverbe că dacă vezi pe un om credincios în lucrul lui, omul acela poate să șadă lângă împărați. Nu știu dacă oamenii de ordine sunt pe hol sau aici, dar să știți că asta e mare slujbă. Să fii tu de fiecare de acolo în mod punctual. Să fii cel care îți respecti orarul. Să aibă frații bază în tine, că tu nu lipsești de la repetiții, numai dacă e ceva de forță major. Dacă are, va spune când e vorba de repetiții sau când e vorba de o altă activitate, de o zi de post, de o dărnicie, apoi las că fac și alții. A întrebat cineva odată pe un antrenor, ce iubești mai mult la un sportiv? Și a enumerat câteva calități tehnico-tactice, capacități naturale, native. A spus, da, de unde astea sunt așa? Dar ce-i mai de dorit? Dorința neștirbită, pasiunea de foc de a face sport. Dumnezeu iubește credincioșia. Știți pe unul care s-a lăudat cu credincioșia lui? Îl cheamă Moise. Ce credincios! 40 de ani, de fiecare dată, cu mijlocire, încă un popas, Dumnezeu să vă ajute până la capăt să fiți credincioși. Și atunci când veți intra în rai, să intrați în bucuria stăpânului, pentru că Dumnezeu vrea, repet, să te bucuri de roada muncii tale și să ai și tu o bucurie că ai avut o contribuție la această împărăție. Și un ultim aspect, mai departe, să vă ajute Domnul să intrați în rai. Știți cu ce mai este asemănată împărăția lui Dumnezeu? În alte pilde? Matei 22, citesc de la versetul 2. Împărăția celor se aseamănă cu un împărat. În împărăția lui Dumnezeu e ca la palat. Dar nu în orice zi. Cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A fost vreodată la un palat într-o zi de nuntă. Nu, că noi nu suntem de neam regal în Europa. Dar cum o fi la tronul lui Dumnezeu în cer? Știți că unii sunt de părere că nunta ține 3 ani și jumătate, alții că 7, alții că 1000 de ani. Eu și mai și eu cred că nunta ține pentru vecii vecilor. Că așa citi aici, că nu că începe împărăția cu o nuntă, că se aseamănă cu o nuntă. Adică tot timpul va fi așa de bine ca la nuntă. Dar nu ca la orice nuntă, ca la nuntă regească. Vrei să ajungi acolo? Mai este o pildă, Matei 25. Atunci împărăția celor se aseamănă cu 10 fecioare și astea tot de nuntă se pregătesc. Dar ce interesant la pildele astea amândouă. V-am spus, nu sunt condiții preliminare, eu acceptat în odaia spățului de nuntă și bun și răi. Să surprindem acest adevăr din cazul fecioarelor. Citesc versetul 7. Atunci toate fecioarele s-au sculat, s-au pregătit candele. Cele ce erau gata, versetul 10, au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Cele ce erau gata. Pe aceeași pagină, versetul 42 din capitolul 24. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Versetul 44. De aceea și voi fiți gata. Noi ca și slujitori primim tinerii care vin să ne spună că urmează să se căsătorească. Azi se întreb pe frații slujitori de aici, a venit vreodată vreun băiat sau o fată plângând, spunând, mi-a venit și mie rândul să mă însor, sărmanul de mine. A venit vreun să spună, să se vaide, vreo fată, vai de mine, trebuie să mă mărit. Deci nici la Deva nu se plânge când se mărită, nu? Poate după aia, că nu se căsătorește bine.
când iubești cu adevărat și nu mai sunt rezerve. Pentru că îți drăznesc să spun că noi pocăiții nu avem rezerve, că vrem cu Dumnezeu sau nu vrem. Să ai vreunul care stă în cumpănă, să mă duc în rai sau să nu mă duc. În rai mergi ca la nuntă, dar dacă ești hotărât și acolo tot e gata, că noi mai amânăm nunta din două motive, ori până nu suntem încredințați și după aceea până găsim o duminică liberă, până pregătim ba sala, ba bani și ce trebuie. Deci noi cu hotărârea ne este clar, cu pregătitul nu-i la noi, nouă ce ne rămâne? Să fii gata, ce înseamnă asta? Să dorești în orice moment cu toată inima să vină Domnul. Să fii gata, să nu ai lucruri care să te rețină în urmă, rezerve, să nu fii ca cel din cele descrise Domnul Luca 12, stăpânul meu zăbovește să vină. E același secret aici, 12:36, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă și să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Versetul 40, e aceeași idee peste tot. Și voi dar fiți gata. Dacă ar veni cineva să vă ia să mergeți la București, vine de la Arad, de la noi, dacă sunteți gata, așteptați, așa-i? Dacă nu-i gata și clasonează, stai că nu-s gata. Dacă ar fi fost să vină Domnul în seara asta și să nu mai mergem acasă la noi, să mergem acasă la Domnul, erați gata? Dar ce crezi că mâine dimineață o să fii mai gata decât în seara asta? Dumnezeu și-a lăsat un ultim secret și o marjă de eroare la urmă. Și n-a spus la nimeni când vine. Unul la moară, altul doarme, altul la câmp. Și scrie, Matei 24 a zis, Domnul va fi ca la potop. Se însurau, se măritau, viața curge. Nu, unul la școală, altul acum pețește, altul s-a căsătorit. De ce o zice unul că nu poate să vină? Tocmai că e însurat, altul nu a putut că urma să însoare, altul că a cumpărat. Viața curge înainte. Și în fiecare din momentele vieții, în fiecare din momentele timpului, la orice strajă vine, adevărații credincioși îl doresc pe Domnul și el îi va lua la el. Și întreb iar, a gândit bine Domnul că a lăsat lucrurile așa? Dacă ne spunea că e în 2017, în 2015 mai făceam ceva prostii, în 2016 ne puneam ceva întrebări și în 2017 ne pocăiam. Dumnezeu toate le gândește bine. De aceea uneori nici nu ne prea întreabă pe noi că îi încurcăm planurile. Știți că a discutat Iov cu trei prieteni, oameni cu minți. Și toți au dat cu părerea. A venit unul mai tânăr, a zis, lăsați-l pe mine să vorbesc când îl pleznesc. Și când a venit Dumnezeu și a luat la întrebări, ce au zis? A zis, cel mai bun dintre ei, Iov. A zis, sunt prea mic. Avem un Dumnezeu mare. Și așa de bine pune lucrurile, încât e scris în Efeseni că și îngerii se miră ce plan au făcut, mărit să-i fie planul și numele. Dar planul pentru noi să ne ducă în slavă. Voia să ducă pe mulți fii la slavă, mărit să fie numele Domnului. Dar în așa stare vrea să ne țină încât să fim în orice moment gata. Și atunci spuneți mie pocăiților, dacă trebuie să fiți gata în orice moment să poate să lipsiți de la slujbă. Să spună cineva, eu duminică dimineața eram gata de plecat în rai, n-am fost gata de merg la adunare. Asta se poate? Nu se poate. Pentru că nimeni nu va putea spune, eu marți eram gata de mers în rai, dar marți a rămas în urmă cu citul Bibliei. Nu se poate. Dumnezeu așa le-a așezat în structura gândirii noastre și vrea să le trăim în timp, încât să fie tot timpul o pregătire, o așteptare și în dragoste normal să fie așa, Doamne ajută-ne și Doamne ia-ne la Tine, atunci când Tu vei hotărâ, slăvit să fie Domnul. Să recapitulăm și ne oprim aici. Sau de fapt continuăm de aici. Asta fiecare în particular. Împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, vine cu putere. Și ca mâine, poimâine se va așeza pe întreg universul. Și va domni Domnul pentru vecii vecii.
Dar scrie undeva în Biblie că unii fii împărăției vor fi scoși afară. Cum fii împărăției? Ce înseamnă asta? Adică din cei ce aveau drept. Din cei ce gustaseră din ea. Pentru că v-am spus, nu sunt condiții preliminare, are acces oricine, așa a hotărât Dumnezeu în dreptatea Lui. Dar ca să intrăm, Dumnezeu ne testează să vadă, vrem doar împărăția sau vrem mediul împărăției, neprihănirea, sfințirea. Să le urmărim, că fără acestea nu vom vedea pe Dumnezeu. Nu neprihănire ca la farisei, nu neprihănirea noastră, că avem noi faptele noastre. Și să dorim să fim asemenea gândirii sale, asemenea chipului Fiului Său, asta e neprihănirea lui Dumnezeu. Să-L înțelegem, să avem o gândire ca a Lui. Doamne, ajută-ne, lasă Duhul Tău peste noi în privința aceasta. În al doilea rând, a spus, în împărăția lui Dumnezeu, acolo intră numai oameni iertați, nu se mai pomenește de păcate, dar și numai oameni împăcați între ei. Acolo nu mai tragi cu coada ochiului, ăsta o zici, gata cu asta. Acolo nu mai există nici antipatii, nici rivalități. O, Doamne, bine o să fie. Acolo o să fim după gândirea Domnului Iisus, era deopotrivă cu Tatăl, dar nu s-a așezat așa și l-a slăvit pe Tatăl, dar și Tatăl l-a înălțat. Frumos va fi acolo. Nimeni nu va căuta folosul său, nici o supărare, nici o vătămare pe tot muntele Domnului. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. În al treilea rând v-am spus că împărăția lui Dumnezeu trebuie privită în mod total, fiind gata să renunțăm la orice, ca nu cumva să ne agățăm de ceva, să riscăm și să întârziem de la această pregătire binecuvântată, pentru că oricum ce e aici tot rămâne în urmă și nu are valoare, tot este pentru foc. Adevăratele valori sunt de-abia după ce începe împărăția lui Dumnezeu, sunt veșnici. Doamne, ajută-ne să gândim în felul acesta. În al patrulea rând v-am spus că Dumnezeu ne duce direct specializați, pregătiți, oameni activi, de aceea vă doresc nu să încheiați peste câteva zile evangelizarea și să o continuați tot anul și apoi să continuați creșterea spirituală și plin de bucurie să faceți ceva pentru Domnul, pentru numele Domnului. Asta e ceva foarte frumos, cum spunea un frate care a dat ceva la un altul, zice, de pomană, zice, și l-a luat prin surprindere, zice, nu, eu nu dau de pomană. Atunci zice, cât costă? Ba n-am. Azi, ce se spun, eu tot ce fac, fac în numele Domnului. Pentru că Domnul merită să facem ceva pentru el. Și în al cincilea rând v-am spus, ăsta e secretul, zic eu, care și l-a lăsat Dumnezeu la urmă, că e ca și în drumul cu Ilie și Elisei. Îi zice Ilie la Elisei, cere ce vrei să-ți dau, dar să știi că nu se împlinește numai dacă prinzi momentul acela. Dacă mă vei vedea când voi fi răpit, cum ceri, așa ți se împlinește. Dacă în momentul ăla nu ești atent, ai pierdut tot. Așa ești cu intrarea la rai, cum chiar trebuie să surprinde momentul acela, dar nu știe nimeni. În fiecare zi dimineață, în fiecare seară să spui, Doamne, dacă de cumva pe astăzi vii, să știi că asta te aștept. Și când te culci, să-i spui, Doamne, să nu uiți de mine, sunt la etajul 3, aici ai robul tău. Și Domnul ne va avea în vedere ce frumoasă ar fi viața. Și copiii să spună dimineața, Doamne, vezi că-s la școală, am română, geografie, sunt în sala cu tare, am trăit mult mai viu și l-am așteptat pe Domnul cu mai mult drag. De ce să nu ne gândim la Domnul în orice oră, că și El se gândește la noi? E vreun moment în care El uită de noi? Niciunul, că ne iubește. De aceea vrea pentru vecii vecilor să n-avem niciun moment fără El și să fim pentru toată veșnicia cu El. Acolo în împărăția pe care aici doar ne-am închipuit-o din asemănările, din piltele Domnului. Și acolo o vom gusta pe deplin. Vă doresc să ajungeți în ea. Amin.